Am ajuns acum în cameră după scurta plimbărică. Am achiziționat această miere de tei de la un apicultor român și evident că este foarte, foarte sănătoasă și naturală. Roșii, cherry și ardei iute pentru friptură și aici cătină cu miere pentru imunitate, deoarece va veni frigul în curând. O linguriță pe stomacul gol în fiecare dimineață, o gustare dulce, polen și aici zmeură, evident, tot o gustare sau o poți mânca la micul dejun cu iaurt. Avem destule variante. Ce faceți? Tocmai am terminat ora de masaj și a fost foarte, foarte bine, sincer, chiar m-am relaxat și am făcut puțină sauna și acum să mergem să mâncăm pentru că, sincer, mi-este foarte, foarte foame. Și acum a venit mâncarea. Am comandat o supă cremă de ciuperci cu trufe și miroase uimitor. Am terminat de mâncat și am plecat de la hotel și mergem până la telescaun să facem niște poze frumoase sus. Sincer, eu nu sunt mare fan al plimbărilor pe căldură când e vară, dar aici este foarte, foarte ok vremea pentru că sunt, nu știu, 20 de grade maxim și la umbră mai adie și vânt, deci e chiar răcorică dacă asta să mă gândesc. Și e foarte bine pentru dacă era cald, dacă era la fel de cald cum e acum în București. Clar nu făceam o plimbărică asta și, nu știu, parcă e frumos să fii înconjurat doar de natură, chiar și pentru 3 zile. Chiar e foarte bine, pe mine chiar mă ajută, sincer. Am ajuns acum la telescaun, Turchia Nemira, după ce am urcat ca multe scări. Am ajuns acum. Și acolo, în partea stângă, nu știu cât de bine se vede, este un restaurant și mergem să bem o cafea și să bem o apă rece, că de la căldura asta ne-am cam deshidratat. Bună dimineața, ce faceți? Vreau să vă zic că îmi pare rău că nu am mai filmat aseară ce am mâncat la cină, dar am rămas fără baterie. Oricum, am mâncat ceva foarte simplu,
pui cu legume la grătar și atât. Astăzi vreau să vă filmez rutina de make-up pe care eu o fac în fiecare zi. Este foarte simplă, rapidă, mi-a aproximativ 10 minute, maxim un sfert de oră. Dacă am petreceri sau evenimente, evident că va fi ceva mai glam, dar dacă nu, acest lucru îl fac eu în fiecare zi. Așa că să nu mai pierdem timpul și să începem. Nu vă speriați! Eu mereu folosesc această bentiță când mă fardez sau cum mă spăl pe față, deoarece nu vreau să-mi intre părul și să mă deranjeze, așa că să nu râdeți, vă rog! Acesta este look-ul final, așa că acest videoclip a ajuns la sfârșit, deoarece astăzi mă întorc în București. Nu uitați, vă rog frumos, să-mi dați un like, subscribe și nu ezitați să comentați dacă aveți sfaturi, idei, sugestii, habar n-am, orice. Sunt nerăbdătoare să le aud. Așa că ne vedem vinerea viitoare. Vă pup!